Razii pe șoselele din Gorj, polițiștii au descoperit că mai mulți șoferi s-au urcat beți la volan. Primul depistat în trafic este un bărbat de 37 de ani din comuna Țânțăreni, prins în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Turburea, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 1,04 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Un alt șofer prins beat la volan este un bărbat de 45 de ani din comuna Ilovăț, județul Mehedinți, care a fost prins în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Mătăsari, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,45 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Și un tânăr de 22 de ani din comuna Licurici a fost prins în timp ce conducea un autoturism pe strada 11 iunie din municipiul Târgu Jiu, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,62 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Un alt bărbat de 50 de ani din comuna Polovraj a fost prins în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Baia de Fier, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,84 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Toți șoferii prinși beți la volan s-au ales cu dosare penale.